Dimineața, dragilor, astăzi să știți că îmi permit să mănânc absolut orice, pentru că este 1 martie și vreau să vă arăt ce minunăție ne-a pregătit Gerald aici, a venit tocmai din Belgia, pentru a ne delecta cu o ciocolată absolut extraordinară și despre care ne va povesti Anca mai multe, pentru că, sincer, vă spun, mie mi s-a făcut apă în gură, este absolut demență, eu am gustat deja, am furat un pic startul. Anca, spune-ne ce ne prepară Gerald aici. Este vorba de pralina Bleu de Toam. Conține cremă de ganaș și extract de spirulină. Interiorul conține cremă de portocale roșii. Este un amestec de dulce și acrișor excelent. Vă recomand cu încredere. Creează chiar dependență. Da, eu vă spun cu încredere că am gustat mai devreme și a fost absolut demență. El aici ne-a făcut o prezentare mai devreme în care ne-a arătat toți pașii cum se prepară ciocolata aceasta. Deci mai întâi trebuie răcită la frigider, după care trebuie să o umplem. Iar eu îi stau în drum. Bun, Gerald, you can do your number. Așa. Cât durează să faci o tăbliță din aceasta de praline, da? Și de ce nu bomboane? De praline. Le spunem praline pentru că au o cremă în interior. Da? Le respectăm în felul acesta. Respectăm numele. Este foarte important, sunt câțiva pași prin care trebuie să treacă o pralină. În primul rând este forma, moldul acela în care se pune ciocolata, se lasă la o temperatură cam un sfert de oră, astfel încât să se formeze practic o hilie de ciocolată, iar ulterior se umple cu cremă, după care iar se lasă la frigider, astfel încât să se întărească ciocolata, iar ulterior se scoate din forme și avem acel bleu de toam. Extraordinar! Și crema aceasta are o cantitate perfectă, adică dintr-o singură pralină, nu bomboană. Exact. Înveți. Învăț, încet și sigur. Ce să mai, ai parte de tot felul de experiențe. Papilele tale gustative, cum ar veni, trec prin o grămadă de locuri ale lumii, dacă stau bine să mă gândesc. Nu? Practic, când mușcăm din ea, ne întâmpină acea ciocolată care este mai dulce, iar ajungem în interior, ajungem la crema de portocale roșii, care este acrișoare. Iar combinația dintre cele două ne încântă, ne va încânta. Eu zic să mergeți alături de noi aici. Trebuie să vedeți ce alte sortimente de praline avem pentru toate gusturile și pentru toate doamnele și domnișoarele pe care voi vreți să le încântați. Anca, spune-ne așa, în mare, care sunt cele mai iubite, cele mai apreciate. Într-un top al nostru ar fi așa, ganașul, crema de ganaș, este un amestec de ciocolată cu frișcă, pentru cine nu cunoaște. Ulterior avem, de exemplu, seriz, este foarte apreciat, cu vișină în interior și lichior. Avem perlele, foarte apreciate, cele cu fistic și cocos. Și o gamă foarte specială sunt inimioarele, în care umpluturile sunt foarte deosebite. Aș începe cu cele clasice, vanilie, noir de noir și dulce de lece. Evident și framboază, adică smeură, este foarte apreciat. Și ajungem la cele de sezon, unde avem hibiscus cu semințe de mac, avem cherry cu soc și, evident, bleu de toam. Iar pentru cele care își doresc totuși ceva dulce, dar nu tocmai să conțină ciocolată, avem niște geleuri absolut minunate, proaspete, niște fructe culese acum din copac. Iar pentru voi, doamnelor, toate cele de acasă și domnișoarelor, să știți că m-am pregătit și eu cu un mărțișor. Îți mulțumim foarte mult, Anca, pentru informații. Mulțumesc. Cu un mărțișor mare cât inima mea. Cam